Salutare, salutare! În trenul de noapte aici la RNTV, Bubanu și Pali vă salută, prieteni! Bună seara, bună seara! Am mai transpirat. Și încă o să mai transpire țara. Țara, da. Păi da, cum? E cald tare. Tema noastră astăzi, canicula, care prostește media. Sigur. O să vedem de ce. Era și vorba aia din bătrân, te-a bătut soarele în cap. Cable, te-ai prostit în halul ăsta, da. Ok, da, sunt niște titluri de-astea... Aiuristici. Da. Da. Bine, de exemplu, sunt și niște televiziuni în lume. Aiuristice, dar care vând. În plaja, da, în plaja media, că tot vorbim de sezon estival acum, sunt niște televiziuni, de multe ori, personal mă întreb de ce. Da, mă rog, asta există. Comitetul Județean, hai să vedem ușor așa, că nu-i de glumă aici cu canicula. Comitetul Județean pentru situații de urgență a fost convocat de prefectul Virgiliu Nanu în contextul avertizărilor de caniculă, scrie Actualitatea Prahoveană. Da, vedem ce s-a discutat acolo, măsurile care se impun a fi luate și multe alte detalii. Gazeta PH merge mai departe. Măsuri pentru reducerea efectelor caniculei în Ploiești. Da? Da, să vedem în Ploiești ce se întâmplă, că la nivel de prefectură e pe județ. Da? Da. Să vedem Ploieștiul, cum luptă cu asta canicula. Cost subvenționat la apă caldă pentru ploieștenii care stau la bloc. Uite că n-am vorbit de chestia o veste, asta. Da? Da. E, bine, cui e mai trebuia, totuși vară, da. Cui mai trebuie apă caldă? Asta e, cui mai trebuie. Ziarul Prahova.ro. Prahovainfo.ro, mergem mai departe. Rezultate, titularizare. Prahova, aspirați la statutul de profesor titular, da, nu altceva, titular, da, da. Nota 1.50. Atât, s-a putut. Atenție, probabil. Nu, din titlu ai zice că este caz unic, nu? Din păcate, nu. O să vedem în articol, sunt foarte, la foarte multe național, extrem de mici. La nivel național, mai mult de jumătate dintre cei care și-au dorit un post de titularizare în sistemul de educație românesc, n-au reușit să ia mai mult de 7, nota minimă, da. De altfel, în cazul asta ăsta. E, da. Da. Și în Prahova, că în Prahova vorbim acum, sunt foarte multe note, între 1 și ceva și 5. Adică e de neînchipuit așa, nu înțeleg. A? Ok, ăștia, profesorii ăștia, ar fi fost și ei la grevă? Doreau să aibă salarii mai mari? Eu cred că au fost numai la grevă. Da, de fapt, doar la grevă stăteau. Au stat doar la grevă, chiar înainte să fie grevă, mă gândesc. Că n-ai cum să iei 1.50, da? Da, asta e. Și să-și dorești un post de profesor titular în baza acestei note, da? Prahova News. Pungro scrie despre lucrările din parcul de la Comarnic. Au început lucrările la primul parc din orașul Comarnic. Da. Ce șantiere mai sunt în localitate? Sună ciudat asta cu primul parc. N-am mai avut un parc? Nu, bine, nu. Comarnicul e așezat într-o e zonă. Parc, el, e un parc, da. E, exact, da, totuși. Da, mă rog, și Comarnicul nu e făcut ieri sau săptămâna trecută, au făcut ăștia un oraș. Da. A, nu, da, asta este. 6, știrea cu numărul 6, pentru că avem 7 astăzi să ne poarte noroc. Da. Producătorii din Balta, Doamnei, vând roșiile cu 0,7 lei per kilogram. La piață sunt de 5 ori mai scumpe, scrie Observatorul PH. Asta este o problemă, într-adevăr. Eu am văzut și am salutat în gândul meu, așa, mergând prin piață, în centru, acolo pe platou, prețuri foarte mici la roșii, față de cum erau sunt normale. Acum prețuri normale, dar sunt foarte mici față de cum erau cu o lună, de exemplu, în urmă. Da, undeva la 3 lei găsești. Da, la 2,50 lei, da. La 4 lei. Astea sunt prețurile normale și atenție, o roșie pe care poți să o mănânci. Că la banii ăștia înainte cu 6 lei, cu așa, între 5 și 7 lei, luai roșii pe care nu le puteai mânca. Da. Le aruncai. Nu erau roșii, nu că erau stricate sau scofâlcite. Nu le puteai mânca pentru că nu aveau niciun gust. O coajă de aia tare, nu aveau niciun rost pe lume. Acum au și gust unele. Da? Bun, vedem care e problema. De ce la producător roșiile sunt 0,7 lei per kilogram? Și în piață sunt mai scumpe de 5 ori. Asta nu mai vorbesc de supermarket. Ăștia de la supermarket, nu știu de unde iau ei roșii, pentru că îi scriu acolo roșie, producție românească. Da? Da. Adică dacă te-ai gândit că le aduc din China, da, transportul și așa mai departe. E, în schimb, ceapa rămâne constantă. Ai văzut? 7 lei? Nu știu dacă în supermarket? Da. În supermarket, da. Am luat o ceapă bună, ceapă galbenă de asta, bătrână, de pe platou cu 3 lei. Mi se pare corect. Sex pe caniculă, atenție. Asta este de fapt. De aici ne-a trăznit nouă ideea asta. Să punem temă canicula care prostește media. Uite, hal de titluș de articol. În 2023
sex pe caniculă, cine trebuie să levite și cine poate apela la trucuri. Ca să levite? Sau cum? La trucuri ca să... Ce? Ca să fie bine. Da. Și să fie și ea mulțumită și tu și așa mai departe. Realitatea.net. Da, ei sunt campionii vremurilor noastre. Niște articole inspiraționale, le se înscriu la, nu știu, capitolul sfaturi. Cum să-l percep pe ăsta? Nu e un articol. Sfat? E, da. Da? Nu e o știre. Da. Nu e un articol... Nu care e, relevă o da. Acțiune a cuiva, a făcut cineva ceva și... Editorial de opinie, de exemplu, pe ăla îl pot înțelege. Deci e un pont pe care ăștia ne dau, știu. Sex pe caniculă, da? Atenție, caniculă, uite, nu sex, ci caniculă este scris cu caps lock. Și îmi place asta, cine trebuie să levite, da. Atenție, deci cine trebuie să evite sexul pe caniculă și cine poate apela la trucuri. Oare adică care... orice ai face, în mod normal, nu poți să duci lupta asta mai departe. Mm-hmm. Ori trebuie să eviți, da. Ori trebuie să apelezi la trucuri. Deci apelează la trucuri aia care trebuie să le evite, mă gândesc. Nu. Nu? Nu. Da. Aia care trebuie să le evite, să le evite, frate, că la revedere, ăla e ultimul zâmbet. Pe față te vezi, da. Știi, ok. Băi, aș fi înțeles, nu știu, sex pe caligulă. Sau, da. Mă rog, da, ajungem acolo, deci într-adevăr, aia... titlul la iuristice... Canicula care prostește medii. Care probabil puțină lume poate înțelege ceva. Mă. Ok. Comitetul Județean. Hai să vedem lucruri serioase ce înseamnă canicula, da? În Prahova. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat de prefectul Virgiliu Nanu în contextul avertizărilor de caniculă. Actualitatea prahoveană. Da. Domnul prefect, în virtutea faptului că temperaturile extreme afectează în continuare și județul nostru, tot sudul și estul țării este sub cod de caniculă, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și a dispus măsuri pe plan local pentru limitarea efectelor caniculei asupra populației. Să vedem în ce se traduce aceste de măsuri. Cităm ce a transmis Prefectura Prahova. La nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale reiese necesitatea de a fi analizată de urgență situația operativă, de a fi identificate riscurile și totodată de a fi dispuse măsurile specifice cu privire la... Și acum avem cu liniuță, frumos, acolo, inginerește, așa. Întocmirea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă. Adică ce face? Iei la mână pe oamenii ăștia medicul care... Medicul de la dispensarul din comună zice, bă, ia să vedem. Ia acolo, sistemul nu merge, vă dați seama. Trebuie să tot cu foaie, da. Zice ea, care-i cu pipota? Tanti Vasilica de la numărul 64. Da. Ia vezi, mai trăiește? Îi zice lui asistentă. Bun. Da, e acolo, e bine. Bun, e la ușă chiar. Și a venit. Și înțeleg. Se actualizează o evidență a persoanelor care pot fi supuse unor riscuri din cauza caniculei. Și după aia? Îi cunoaștem. E bine să le mai cunoaștem, să socializăm, să mai vorbim. Da, mă rog. Nu că aș avea ceva cu setul ăsta de măsuri, dar vreau să le văd și o utilitate directă, nu relativă, știi? Adică o utilitate, uite, nu și pui apă rece undeva să bea omul. Aia da. Da. E o măsură cu utilitate cât se poate de clară. Că altfel, dacă știi că, nu știu, în sat acolo, sau în oraș, că da, la nivel de județ, da, da, sunt și orașe în județul Prahova. Îi știi pe oameni și nu-s puțini cu probleme, mai ales cei de vârstă mai înaintată, ce faci? Pregătești tu spitalele mai abitiri pentru probleme cu inima, probleme cu creierul, mă rog, cu, sunt știu eu, cu plămânii? Vorbe. Deocamdată sunt vorbe. Ce faci? Hai, poate mai încolo vedem și lucruri concrete. Determinarea nivelului apei din fântâni și supravegherea permanentă a calității apei potabile din rețeaua comunală de alimentare cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea. Bine, eu măsura asta aș institui-o cu caracter permanent. Că am mai avut știri în care oamenii beau arsenic găseau și multe, prin fântâni, multe da, alte da, lucruri. Da. Adică nu cred că e nevoie doar să avem caniculă pentru a verifica nivelul și calitatea apei din fântâni. Eu zic că trebuie să o facem în fiecare lună, în fiecare zi, dacă se poate. De unde bani, colegul? De la PNRR. De la PNRR? Ne dă PNRR-ul. Sunt băgați în altceva. Asigurarea unei surse alternative de apă în situația reducerii substanțiale a debitului în rețeaua comunală de distribuție sau ca urmare a varierii acestea. Corect. Iar, și aici este de aplaudat. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spații publice climatizate, vizibil semnalizate, și ne dă și exemplu, școli, grădinițe, supermarketuri, alte instituții publice, etc. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcționarea în condiții optime a activităților unităților medicale, îndeosebi a celor de urgență.
identificarea instituțiilor de cazare colectivă cu condiții de microclimat deficitare. Da. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condițiilor de locuire sau stabilirea de spații de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate. Asta a transmis prefectura Prahova. Că și cu canicula asta avem de câștigat. Uite, până la urmă, mă uit aici. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcționarea condiției optime a activităților unităților medicale în deosebire celor de urgență. Asta înseamnă că în județul Prahova niște instituții medicale, unități medicale cu caracter de urgență, da, de UPU, cum vreți să-i spuneți, cred că au. Vor fi dotate cu... Înseamnă că n-au. Ba da. Păi cum? Ele au. Doar că într-un comunicat de ăsta trebuie să prinzi chestiile astea, trebuie să le spui. Nu cred eu că există vreo unitate de urgență de asta. Eu asta înțeleg. Asta trebuie prinse în comunicatul ăsta, știi? Adică, băi, asigurați-vă că alea sunt acolo. Știi, okay. Asigurați-vă că sunt acolo. Da, sper să fie așa. Dar poți nu să dai drumul la un, știu eu, motor de la motorină. Ai văzut? Și să plece tomograful, frate, când ai nevoie de el. Să plece în vacanță. Da. Da. Păi dacă așa se întâmplă și când te duci să-ți faci o analiză de genul ăsta, ți se spune, ori e un doctor în vacanță. Ori medicul e bolnav. Nu se poate. Sau e varianta s-a stricat. Dar ce-am zis, mi s-a întâmplat. De mai multe ori chestia asta. Și când am venit eu cu ideea, dar vreau să plătesc, da, dom'le, se poate. Venea și omul din vacanță. A rămas așa. Bine, ok. Nu mai era domn doctor stricat la unul. Nu, ăsta nici, în vacanță. Nici tomograful în vacanță, nici doctorul stricat. Da. Ai văzut? Când te duci prin CAS până de astea, la revedere. Nu, toate sunt în neregulă. Nu se poate. În baza unui ordin comun, odată cu primirea avertizărilor meteorologice privind creșterea temperaturilor diurne, codificate cod galben și cod portocaliu, comitetele locale pentru situații de urgență trebuie să inițieze următoarele acțiuni. Atenție că acum e mai punctual. Da. Informarea mass mediei locale cu privire la semnificația codificării avertizărilor primite, precum și referitor la măsurile luate, pregătirea și difuzarea mesajelor specifice către populații. Da, vezi, sunt vorbe prinse, că așa trebuie, da. Când dai un astfel de comunicat, trebuie să prinzi vorbele astea. Păi, dar ce să-mi zică semnificația cu privire la semnificația, să-mi explice? Că ce e galben, cod galben, ce e cod portocaliu? Da. Sine, băi, nasoală treaba asta. Dar n-ai bine liniștiți. E cald rău. Sunt temperaturi, vom avea zilnic, constant, temperaturi de peste 35 de grade. Stați prin cap. Ce contează că e portocaliu, că e galben, că e verde, că e roșu. E nasoală treaba. Asta trebuie să știe oamenii. Activarea punctelor de distribuție a apei potabile, amenajate în special în zonele aglomerate, și activarea punctelor de prim ajutor în spațiile identificate și semnalizate vizibil. Asigurarea funcționării continue a sistemului centralizat de distribuție apei și asigurarea necesarului de apă. Aici e un pic complicat. Da. Da. Luarea de măsuri. Am văzut ce s-a întâmplat în Dâmbovița, de exemplu. Au zis oamenii de acolo, au dat un comunicat la fel. Dom'le, nu ține de noi și nici nu putem interveni la faza asta. E caniculă, au prins perioada asta cu caniculă și au zis, e secetă. Da, n-avem. Acum mai ușor și voi cu apa pe acasă fiecare, pentru că oricum unora le-am oprit apa deja. Sunt foarte multe localități în Dâmbovița fără apă. Ok, fiecare se descurcă. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice, astfel încât deplasarea populației către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Adică ce? Să închidă, să iasă ea mai repede de la muncă. Sau să intre mai târziu. Habar n-am. Da? Da. Ori să ai programul dimineața, să pui program de la 7 la 9 dimineața, da, ca să nu prinzi canicula aia. De la 7 la 9 și după aia încă așa o... Încă 4 ore, ăsta încă 2 ore, în total 4 ore pe zi, de la ora 19 la ora 21. Altfel ce faci? Da. N-ai cum să o joci pe asta. În mod similar, da, vor fi formulate recomandări și pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru în cazul unităților de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii. Aici patronul e patron, ăla știe că pe perioada asta trebuie să asigure angajatului, nu știu, care mai e quantum. 2 litri de apă, 4, își face treaba omul, adică nu... Își face treaba, unii nu le dau nimic și riscă. Da. Dacă sunt prinși, mă rog. Înființarea, îmi place asta, unui tel verde.
pentru populație în vederea primirii de informații asupra unor situații critice intervenite și pentru transmiterea de recomandări. Recomandări care? Păi asta e singura recomandare. Stați în casă și nu vă expuneți. Ce recomandă? Păi mai e recomandarea aia de sună omul, știi, la tel verde. Așa? Dom'le, nu pot să respir, îmi bubuie inima. Simt că un fac infarct. Pentru asta e 112. Aia e, recomandarea lor de la tel verde e sunați la 112. A, și tu știi? Sau sunați, da, chemați medicul, salvarea. Vezi? Și tu? Asta îți recomandă. Și tu fără să cobești. De fapt zici să mor dacă m-aș fi gândit. Da. Da, imediat, 1-1. Bun, îmi place asta cu tel verde, okay. Da. Utilizarea, mai avem de panouri, da, de afișaj din localități pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populație pentru a se proteja pe durata caniculei. Deci vor apărea pe panourile alea, da, scurt, metraje de astea. Cu sfaturi. Panourile alea, da, sunt ale, ale cuiva care... Păi cine știe, poate... Oamenii au niște afaceri, că da, e o afacere și asta. Și prefectura dă bani ca să ruleze, să se vadă și ea în film. Un pic. Okay. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale și așa mai departe, cu privire la durata și intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate. Menținerea condițiilor corespunzătoare în taberele școlare, da, aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentația de bază. Desfășurarea pregătirilor pentru organizarea prelorii acestora de către entități care asigură îngrijiri la domiciliu. Dar, voi oameni buni, voi nu le dați medicamente acestora care au nevoie de ele, de cancer, de chestii serioase. Adică oamenii aia sunt lăsați să moară cu bună știință de către voi. Da? Și acum tu zici că îl iei pe ăsta de căldură și dai tot ce are nevoie, tratament, îngrijire, alimentație. Da, bine, să trecem cu bine peste cupola asta de foc. Bine, da, tot ce s-a citit aici, except în două, trei pasaje care, într-adevăr, repet, au utilitate cât de cât punctuală, restul mi se pare așa, o chestie... Da, dom'le, sună noi... și ciudat în, da, într-un astfel de comunicat, cuvintele puse în felul ăsta, în propoziții, sună extrem de ciudat. Da, aia, probabil. Dacă... Da, e pe principiu... Transmis simplu. Da, e pe principiu, eu ți-am spus. Da, da, eu, dacă n-ai înțeles... N-ai înțeles, eu ți-am zis, am dat și comunicat, da, ți-am spus și pe ecran, hai bă, mergeai prin oraș la prânz. Astea-s mai mult propoziții, fraze, sensurile 40 de grade, ai citit pe ecran la cum e bine să fii pe stradă. Da, atunci. Astea sunt mai mult cu tentă juridică. Mm-hmm. Ele sunt date așa pentru ca cei care le formulează să fie apărați de lege. Dom'le, noi am scris exact cum trebuie, că nu mă interesează că ați înțeles, că n-ați înțeles, da? Asta este. Asta e limbaj juridic. Na. Ei sunt la adăpost. Dacă vrei să ferești lumea de caniculă, îl activezi din nou pe domnul Arafat, pe domnul Vela. Cred că leșilor dor așa. Nu, bă, le frate, poftă să poate mai... că caniculă combinată cu COVID. Nu, caniculă și atât. Și să ieși din casă, cum ieșeai la COVID, doar cu adeverință sau cum Dumnezeu îi spune ăla. Da. Știi? Unde mergeți, domnule? Pe 40 de grade. Unde? Și cu mască. Bineînțeles. Deci încă, ieri am spus, parcă ieri am povestit de tânărul ăla de l-am văzut. Da. E, astăzi ai văzut pe... am văzut un domn, nu știu, să zic așa, la vreo 60 de ani. Era bine, era în vână, adică nu se vedea că ar merge greu sau așa. E, totuși, cu masca pusă frumos și mă gândesc, zic, ce naiba a putut să se întâmple în creierul oamenilor de au băgat ăștia în spaimă halul ăsta? Da, creierul este un mecanism steril. Deci ce s-a ține, putut întâmpla de nu le mai trece? Că asta e chestia, nici nu-ți trece, da, din păcate. Da, îi chem pe oameni, ia. Îți dai seama că pe căldură nu respiri așa și pici. Da. Da? Te mai pui și masca aia. Da. Care oricum nu te apără de ceva, de nimic nu te apără. Că nu te apără, că particulele alea de zici tu că te ferești de ele sunt mai fine decât... Bine, țesătura și... măștii și intră până ea, dacă e să intre. E și un val de viroze, așa umblă prin... am văzut multă lume răcită în perioada asta, da? Dar poate oamenii ăia să se activeze din nou, dar e cald. Unde ai văzut cu oameni răciți? Eu n-am mai văzut om răcit. Sunt, mai sunt oameni răciți. Astea sunt domnul Vela. Pun vezi pe unde stai. Domnul Vela cu geaca aia de piele acolo la 40 de grade, e cam nasol. Și să activeze într-un fel sau să reactiveze într-un fel povestea. Acum suntem învățați, stăm în casă cu program, da, să ieșim cu program. Eu nu cred că ne-am dezvățat.
în perioada asta care a trecut. Mai greu e să stai la cozile alea, la supermarketuri, în căldura asta, ai văzut? Da. Asta e. Dar fac și niște corturi speciale, cort de coadă. Da? Deci conceput special cu forma respectivă pentru a proteja oamenii care stau la cozi. Cortul șarpe, să zice. Cortul șarpe, da. 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 Hai să vedem. Știm acasă-i. Da. Punctual în Ploiești, ce se face pentru reducerea efectei caniculei, titrează gazeta ph.ro. Primarul Andrei pentru reducerea efectelor caniculei în Ploiești, ăsta e titlul. Primarul Andrei Volosevici a dispus operatorului de salubritate să deruleze un program de stropit cu apă pe arterele principale secundare din oraș, având în vedere avertizarea meteo pentru intervalul ăsta pe care îl traversăm. Da, până astăzi. Astăzi se pare. Bine, noi ne vedem la 10 și jumătate seara. Da. Deja ultima mașină stropitoare va fi trecută când ne vedem noi. Au apărut, l-ai văzut prin vest pe acolo? Prin vest, la mine în centru tot timpul. Da. Uite, o să avem în articol aici, sunt prinse toate zonele din Ploiești în care mașinuțele astea circulă. E o senzație așa, interesantă. Simt eu de la balcon, știi că e așa, așa. Când dau în piață, da, repede. În centru, în vest, ai stropitoare de alea fine? În piață, în vest? Da, sunt niște ventilatoare dotate cu... Da, așa, închipuiesc chestia aia, dar mult mai puternică. Dar merg repede mașinile? Nu prea. Merg ok, știi? Cu un gel adică de duș în mână, așa te poți ține după ele. Tu asta zici? Păi nu știu. Okay. Da, zic, depinde de... Hai, cu un 5 la oră îl duci, știi? Ia să vedem care sunt străzile vizate. Dar le-am văzut prin centru, uite, prin vest. Măsura are menirea de a reduce din efectele caniculei în spațiu public urban prin reducerea disconfortului termic existent la nivelul asfaltului. Atenție că trebuie să te pui să dai cu capul din plojon dacă vrei să te speli pe cap, da? Cu ăsta. Precum și diminuarea prafului din atmosferă. Deci nu te gândi că neapărat te răcorește pe tine, a trecut mașina aia și gata, mamă, ce bine, nu mai simt canicul la o oră. Da? Scopul este altul. Și uite, a fost prins în propoziția asta foarte bine. Ok. Străzile și zonele de acces rutier vizate. Hai să vedem pe unde umblă, se plimbă mașinuțele cu stropitoare. Da, peste tot. Da. Păi Bulevardul București, podul de la Gara de Sud, Piața 1 Decembrie, Bulevardul Independenței, Piața Victoriei, Centrul Civic, Bulevardul Republicii, Piața Mihai Viteazul, Mihai Bravo, Șoseaua Nordului, Șoseaua Vestului, Strada Libertății, Strada Mărășești. Na, uite, vezi, Centrul Civic, de exemplu, n-a fost că eu mă uitam după strada mea. Zic, bă, stai puțin, că aici nu e prinsă Emil Zola. Da. Și totuși eu văd mașinuța asta tot de, dar după aia am văzut Centrul Civic. Acolo e bogăția acolo. Democrație, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Ștefan Greceanu, Strandului, Rondul de la Bucov, Poștei Lupeni, Armaș, Grădina, tot Ploieștiu. În Mircea cel Bătrân, Gheorghe Doja, Calon Firescu, Transilvanii, Romană, Vălen, Găgeni, Camelii, Vlad Țepeș, Popa, Farcaș... Nu te grăbi, coleg. Da? Cosminele, Torcători, Tudor Vladimirescu, Eroilor, da? Ok. Tache Ionescu, Cuza Vodă, Trei Erarhi, asta pe zona aia de centru, pe la Cuza, pe acolo, Vasile Lupu, Malu Roșu, Elena Doamna, Gheorghe Grigore, Cantacuzino, Traian Titulescu, Nicolae Titulescu, Bobânla, Gara de Vest, Domnișori, Căliman, Rudului, Mara Mureș și Plăieșilor. Ok. Da, e regulă să fie și treaba asta. Da, că te bagi... Eu n-am văzut de două ori, poate, cred că am văzut în centru. Dacă te bagi cu mașina în spatele ei, poți să-ți o speli un pic așa. Mă gândesc să dăm și alte utilități. Da. Inițiativei. Depinde. Acum, dacă... Am văzut că are o perdea așa mare. Păi da, dar dacă ai mașina murdară, nu e bine, că îți rămâne noroiul ăla pe ea. Că nu te spală ca la... Cum te duci la ăștia. Să-ți curețe mașina, interior și exterior, la spălătorie. Ok. Cost subvenționat la apă caldă pentru ploieștenii care stau la bloc. Să zicem că este veste bună. Da. Din nou, utilitatea, nu știu cât este, dar o să vedem noi că vestea bună este prinsă în articol și nu neapărat că ne gândim acum că nu prea mai avem ce face cu apa caldă. Ideea este că prețul ăsta va rămâne până la anul. Asta e vestea bună. Da. La Ploiești prețul local energiei termice, care este facturată populației, da, va fi de 186,97 lei. Deci 186,97 lei pe gigacalorie fără TVA. Ca urmare a faptului că într-un final și-au votat acum câteva zile proiectul de hotărâre inițiat de Volosevici. Mai greu, dar au votat așa după o ședință asta maraton, vreo 6 ore a durat. După ce în urma rectificării bugetului local al orașului a fost suplimentată suma alocată operatorului de termoficare,
SC Termoploiești, de la peste 3 milioane de lei la aproape 5 milioane de lei. Bani necesari inclusiv ca ploieștenii care stau la bloc să plătească un preț subvenționat pentru gigacalorie pentru consumul de apă caldă. Hai să vedem ce zice primăria Ploiești. Prețul gigacaloriei în municipiul Ploiești va fi de 186,97 lei fără TVA, începând cu 15 iulie 2023. Propunerea primarului Andrei Liviu Volosevici de păstrare a prețului gigacaloriei pentru populație la prețul de 186,97 lei fără TVA a fost aprobată de Consiliul Local Ploiești. Perioada de acordare a subvenției a fost stabilită între 15 iulie 2023 și 31 august 2023. În luna august se vor aloca banii pentru subvenție și pentru lunile următoare. Aici a lăsat-o un pic, așa, știi? Nu s-a zis mai punctual ceva. Asta a anunțat primăria. Revenim cu articolul respectiv, că este foarte important să se înțeleagă ce înseamnă subvenția asta și pe viitor, nu doar până în luna august, care acum bate la ușă. Da. Luăm o scurtă pauză și revenim. Și încă o dată salutare din trenul de noapte, suntem la jumătatea emisiunii, pauza este gata, Bubanu și Pali au rămas în prezentarea unui articol de pe ziarul Prahova. Cost subvențional la apă caldă pentru ploieștenii care stau la bloc. Ok, hai să vedem. Am dat o bucățică din comunicatul primăriei și acolo se spune că în perioada 15 iulie-31 august e valabilă subvenția asta. Nu vă speriați? Da. Vestea bună e pe mai departe, că vom avea și la anul. Uite, reamintim faptul că încă de luna trecută edilul a anunțat că prețul local al energiei termice facturată populației va rămâne neschimbat până la data de 31 martie 2024. Asta înseamnă că mai prindem încă o iarnă cu prețurile prețuri mici, subvenționate. Bine, cineva, indiferent de cum se va numi primarul pe care îl va avea Ploiești în următorul mandat, nu știu, fi tot Andrei Voloseviciu, fie altcineva, păi trebuie să faci ca lucrurile astea să se întâmple, pentru că dacă dispare această subvenție așa la prețul gigacalorii, nu știu câți oameni din Ploiești, cred că îi numeri pe degetele la o mână, își voi putea plăti la zi întreținerea. Știi? În mod normal. De ce tu zici sărăcie? Așa, eu văd că e bogăție în Ploiești, doar noi suntem săraci, restul e bogăție de tendoaie. Unde, păi unde-i văd eu? Văd ce mașini umblă, îi văd unde se duc, îi vezi, îi vezi. Zic, sunt oameni de n-ai, cred că nici n-au treabă cu caloriferele. Vorbesc serios. Zic, nu că și-au pus centrală, cum am avut eu norocul, că m-am gândit în sărăcia mea, că e mai bine să-mi pun centrală, că o să fac economie și într-adevăr așa e. Dar ăia de bani ce au, nu-și pun caloriferice. Probabil că ei nici nu stau prin Ploiești, vin iarna, doar așa ca să-i vedem noi. Da, iarna nu stau pe aici. Mă rog. Ploieștenii care stau la bloc nu vor plăti mai mult la consumul de apă caldă, dar și la încălzire față de iarna trecută în următorul sezon rece. Da? Asta este vestea mai bună decât asta că avem subvenționat în perioada 15 iulie-31 august. Acum vara ce faci cu apa caldă? Că nu prea mai faci. Ce făceai și anul trecut? Bine, batem în lemn. Anul trecut îi ducea în lipsa, știi? Apei calde, că n-am avut și a fost vara cu probleme specifice. Dai puțin, că... Știu că tu ai avut. Da, da, una e să... Că nu dai drumul acolo la apă fiartă pe canicula asta. Nu. Știi? O dai și tu așa, între mai spre apă rece. Dacă n-ai deloc, deloc, e o altă problemă. Păi da. Altceva. Asta nu înseamnă că dacă noi am pus întrebarea retorică ce face acum vara pe caniculă cu apa caldă, asta nu înseamnă că dacă nu ai deloc e același lucru. Nu. Nu trebuie să explicăm lucrurile de logică simplă aici în emisiune. De precizat că la Ploiești, menținerea prețului local al energiei termice facturată populației la valoarea de 186,97 lei fără TVA pe gigacalorie a fost prelungită cu o lună și după finalizarea de drept a sezonului rece 2022-2023. Da. Așa, colegul, că oamenii de la bloc, da, care beneficiază de termoficare, încălzire centrală, așadar, au mai avut o lună în plus. Păi a fost vreme. În care ai dat mai puțin. Da. Până la 30 aprilie, da? Primarul sublinind că, în ceea ce privește acordarea subvențiilor pentru populație, legislația permite acest lucru doar pentru cei care stau la bloc și sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. Ok.
Bun, hai să vedem rezultatele de titularizare. Aici duș cu apă rece, frate, i-aș băga pe ăștia la gheață. Ia treziți-vă, bă. Hai să nu le vedem. Băieți și fete. Mai bine, da? Domn profesor, rezultate titularizare Prahova, aspiranți la statutul de profesor titular cu nota 1.50. Nu, da, pe bun, acum... E, nu că e inadmisibil, este ireal. Eu, na. Eu cred că au vrut. Stau în casă. O formă de protest. Stau în casă, da, soția mea este profesor și... Lasă că soția ta e altă specie. Păi nu e altă specie, tot două picioare, tot două mâini. Păi da, dar este o specie, din ce am văzut eu și o cunosc, un profesor peste profesor, peste profesor, peste profesor, la modul cum privește ea lucrurile. A încercat și ea, în repetate rânduri, până a prins, da, și a reușit să fie prima. La momentul, anul în care a prins titularizarea, a fost prima pe listă. Da. Asta dându-i chiar posibilitatea de a-și alege dintre trei locuri. Și-a distrus viața până atunci? Și pe ei și pe a mea. Învățând și distrugându-și creierii. Da. Nu mai aveam. Păi, cu 3, 4, 5, 6 luni înainte de examenul de titularizare, nu mai aveam viață nici eu, nici ea. Eu nu cred că ăsta care a luat 1.50 s-a străduit, nu ca doamna profesoară, soția colegului meu, Buba, de 100 de ori mai puțin decât ea. Nu cred că s-a străduit nici atât. Dar de ce te mai duci? Păi asta era întrebarea. Și că tu știi, ești conștient de nivelul pregătirii tale, ești conștient de faptul că nu te duci la un examen de admitere la liceu sau... E un pic mai complex aici. Ești profesor, un pic mai complex, îți dai seama, da? Ca profesor, vorba aia, bă, ai știi vorba aia? Fiate, merge la ăla, că ăla e profesor. Da. Când zice cineva despre tine că ești profesor în ceva, ai ce să... Uite, am avut la fizică un domn profesor, da, care ne-a spus încă de la prima întâlnire pe care am avut-o cu domnia sa, că 10 nu va pune niciodată, pentru că 10 e nota profesorului. Da, asta nu e corect. Nu, dar nu prea, a zis... Că nu e corect. Nota de la 1 la 10, toate astea sunt ale elevilor. Da. Profesorul, treaba lui. Păi da, 1.50, asta cu e, frate. Asta e a unor oameni care își bat joc, efectiv. Și de ei, cred, păi da, și de ceilalți. Ministerul Educației a publicat rezultatele candidaților înscriși la examenul de titularizare, iar notele obținute la proba scrisă în Prahova fluctuează de la 1.50 la 10. Iată că sunt și oameni de... Avem pentru toată lumea, da? Știi? Deci ăsta are un punct sau o virgulă între 1 și 5. Ăla între 1 și 0 sunt unii, n-au nimic, ăla e 10. Bravo, da. Bravo. Ăla e 10, frate. Așa, da. E ca la obor. Fiecare găsește câte ceva. Știi? De la 1.50 la 10, nu cred că e cineva care poate rămâne nemulțumit. Bun. Se scrie aici că în Prahova Info, într-adevăr, și colegii din presa scrisă în speță Prahova Info, nu înțeleg practic cum se poate întâmpla așa ceva. Da? Bineînțeles, cum se poate întâmpla? Te duci total bâtă la un examen. Dar de ce te duci? Nu te bâtă, că n-ai cum să fii bâtă dacă ești profesor. Că asta nu înțeleg eu. Cum ai ajuns profesor? Sunt suplinitori care, beneficiind de anumite portițe, se înfig undeva ca profesor suplinitor și e adevărat că vrei să fii titular. Dar pentru asta trebuie să fii conștient de faptul că trebuie să te pregătești foarte mult și foarte bine. Și după aia tu trebuie să-i vezi că scopul tău nu e să iei niște bani în mod normal ca profesor. Știi, scopul tău e să înveți pe copii aia ceva. Principala problemă derivă din faptul că oricum nu ai un număr foarte mare. Piața mai cere profesori în România, din păcate, da? Și felul, eu și cum aș face? Dacă într-adevăr aș vrea să schimb un picuț, pentru că omul ăsta ce face? După ce ia 1.50, așa, la examenul de titulare. Să duce și să-mi bată. Nu. Sau poate să duce să-mi bată, sau de bucurie, habar n-am. După care, din toamnă, se va duce suplinitor. A, da, el totuși va lucra cu copii. Păi nu, eu aș face tati altfel. Ok, accept și chiar te încurajez pe tine ca și cadru didactic să vrei mai mult, să fii titular. Sunt de acord cu asta și chiar te sprijin. Și dacă demonstrezi, bravo, felicitări. Dar dacă ai luat sub 7, ți-ai pierdut și locul de suplinitor. Te duci și faci altceva, te reprofilezi. Vinzi pufuleți la școală, dacă ți-e dragă școala, așa, știi? Vinzi pufuleți acolo, că fiecare școală are pe lângă un ăsta, un magazin de snacks-uri, de nu știu ce. Da. Păi dai cu mătura dacă vrei exerciții fizice. Oricum să te... este o penurie de personal în sistem, știi? Că dacă probabil ar fi suficient de mult, aș face treaba asta. Bă, tată, ok, du-te titular dacă meriți. Dacă nu, dacă ai luat 1.50 la titularizare, înseamnă că tu practic nu ești făcut pentru treaba asta. Pare bine, ne-am cunoscut. Ba din contră. Ne strângem mâna. Nu ești făcut pentru asta, ba din contră. Deci unul din oficiu. Da.
Și la ce a făcut de 50 de sutime? Încă 50 de sutime, așa, de, pentru ochi frumoși. Da. Este însă de neînțeles, așadar zic colegii de aici din prahova.info.ro, cum aspiranți la statutul de profesor titular pe post au obținut note extrem de mici la proba scrisă. Astfel, cele mai mici note par să fie la educație fizică și sport. Da, aici chiar că e imposibil, frate. Da, n-ai cum. Hai să zicem, n-ai chef. N-ai chef să stai să înveți, cum am dat exemplu soției colegului meu. Da, să stai 6 luni, să, da, nu să înveți, să te dedici. Vrup creierii, da. Așa? N-ai chef. Sau poate chiar nici nu te mai duce capul. A, asta este. Păi, dar la sport... De cum să iei unul la notă mică? La, ce să faci? 50. Ce să faci la sport? Ca profesor? Atenție! Da. Da? Au fost înregistrate Prahova note de 1,50 așadar, 2,10, 2,40 și lista asta poate continua până la 5. Adică au fost multe note de 2, de 3, de 4. De, asta e. Și la chimie un candidat, uite, se scrie aici, a reușit să obțină doar 1,80. La psihopedagogie specială un candidat a luat doar 1,50. Asta îmi place mult. Okay. Dar psihopedagogia specială... Culmea e că la limba și literatura română au fost candidați care au scris doar de 3,05, 3,65, 3,90. Da? Și din păcate și la această disciplină de examen de titularizare, exemple sunt nenumărate până aproape de nota 5. Îți dai seama că... Adică sunt multe, multe note mici. Sunt mulți elevi, elevi bine, de top. Da, nu băgăm toți elevii. Sunt mulți elevi de top din Prahova care probabil ar n-a luat mai mari. Da. Dând aceleași subiecte, știi? Clar, clar. Uite, hai să le vedem exact pe cifre. Conform datelor oficiale în Prahova, 128 de candidați la titularizare au obținut între note între 1,01. Eu vreau să-l cunosc pe ăsta sau pe ăsta. Și 4,99. Nu, nu, nu. Pe ăsta cu, sau pe ăsta. Cu 1,01? Da. Mai, ce mă, mai tare dat unui. La 1,01, cred că a luat probabil că a îndoit foaia. Că de scris n-a scris nimic, că e 1,01. Nimeni s-a semnat. Nu e 1 și 10. Nu, dar cred că pentru, 1.1. Pentru semnături au dat. Eu aveam semnătură frumoasă. Nu, cred că a îndoit foaia și s-a, adică a dat foaia altfel decât a primit-o. Știi? Da, nu mi se pare normal, pe bune. Și repet ideea pe care am expus-o și un pic mai devreme. Și o spun și din postura de părinte, da? Nu poți sta liniștit. Bine, astea din fericire nu prea se află. Bă, dar dacă vrei, le afli. N-aș sta liniștit. A, numele, să știi cine, da, cine să știa, mă. Ia să-i vedem de exemplu, nu știu, nici cine e profesor sau profesoară, nici ce materie. Să spunem că este, nu știu, doamna Viorica de istorie, habar n-a. Na. Pe una stat de loc flexat, cu gândul că doamna Viorica de istorie e profesoara lui Fimi. A, și la ce istorie... Default. Zi matematică. Aia da. A? La ce istorie te învață sistemul astăzi? Nu, bă, bun, corect, a fost un exemplu. Eu cred că prost, Eu cred că avea mai multe șanse, da? Nu, bun, hai să spunem că am ales eu prost materia. Da, matematică. De la Viorica, de matematică, la examenul de titularizare 1.01. Pe n-aș fi flexat cu ideea asta. Asta e. Da? Să-l trimit pe filmul la ore, poate zice doamna Viorica, da, și niște pregătiri s-ar impune copilului. Păi, da, cum? Doamnă, 1.01. Mă rog, 4.99. Atenție, deci între 1,01 și 4,99 da, au fost 128. 128, ceea ce e o cifră uriașă. Da. Foarte mulți. 249 de aspiranți la statutul de titular au luat între 5 și 6,99. Deja aproape suntem spre excelență. Da. În timp ce 364 a reușit să obțină între 7 și 9,99. Adică mai puțin decât aia care trebuiau să ia până în 7 dacă vor profesor de, să fie profesor de titularizare. Deci uite, 249 cu 128 cât face aici? La socotea ia repede, 377. Deci 377 au obținut note între 1,01 și 6,99, deci la revedere postul de titular, și 364. Deci mai puțin ăștia au obținut între 7 și 9,99. Deci 7 nefiind, adică în opinia mea, nota 7 la examenul de titularizare e mică. Nu e una meritorie. E mică, păi de acum. Ok, ți-asigură postul, dar e una mică. Doar 7, cei 7 magnifici, am putea zice, nu? 7 magnifici candidați. Da, dar 7 au fost, care au reușit să ia nota 10 la examenul de titularizare. Da, okay. Destul de grav, destul de grav și în același timp trist pentru... vremurile pe care le traversăm. Așa. Da. Ok. Nu intru în alte combinații. Eu stau mai flexat la partea asta și știi de ce. Dar nu vreau să mă mai apuc eu de
școala acum, cel puțin primar, și n-am pe nimeni în urma mea care se chinuie cu chestia asta. Au început lucrările la primul parc din orașul Comarnic. Ce șantiere mai sunt în localitate? Scrie PrahovaNews.ro. Ok, primul parc în Comarnic. Dacă sună e primul, ciudat, ar trebui da. Să... Sună ciudat, dar dacă e primul, ar trebui să fie... Să-l facă, frate. Da. Adică să-ți faci tricou cu parcul ăla din Comarnic. Ai stat cât ai stat, știi? Dar și când l-ai făcut. Da, despre da. Lucrările ce se derulează în Comarnic în perioada asta, a scris în mediul online, bineînțeles, că toată lumea acum e în mediul online. Domnul primar al localității, domnul Sorin Popa. Cu mare bucurie se vede da. Că o să dăm citatul ăsta. E foarte bucuros. Da. Primarele. Venim cu vești bune, vezi, încă din start. N-ai se, nicio șansă se simte să nu te entuziasmul, da. Lucrările de realizare a primului parc din orașul Comarnic au reînceput, deci ele nu sunt... Da, asta îmi place, că din prima... Pe 17 iulie 2023. Din prima el vine cu o veste bună, care de fapt repară, lipește ceva la o veste proastă. Da. Știi? Am reînceput. Dacă ziceam am început, da, mă rog. Ne spune domn primar, explică. Din cauza unor probleme ce au ținut exclusiv de constructor, normal. Acest obiectiv, constructorul a fiind adus în Comarnic de o navă mamă, dar domn primar era în concediu. Așa, da. De o navă mamă. Hai să ne asumăm și noi. Păi și ce să vină, ce să aibă ăsta, primarul vină? Ăla a câștigat licitația, de secătură ce nu s-a ținut de treabă și a trebuit să dea lucrarea altuia. Primarul ce vină are? Are vina doar dacă, dar asta nu știu cât poți să demonstrezi, licitația a fost măzluită și a câștigat ăla aiurea căpitan și atunci... Se întâmplă așa ceva în România. Dacă ăla nu s-a ținut de treabă constructorul, zboară de acolo. Păi l-a zburat. Asta e ideea. Bun. Deci din cauza unor probleme ce au ținut exclusiv de constructor, acest obiectiv nu a putut fi finalizat la data la care era preconizat. Bun. Am fost nevoiți să scoatem din nou la licitație publică restul de lucrări în vederea contractării unui nou constructor și iată că muncitorii sunt din nou pe șantier. Asta bravo. S-a întâmplat. Ăla a zburat, dar mai rog, te mai uiți tu la ochiul ăluia care câștigă licitația. Termenul? 90 de zile. Ca mâine e gata. Prin urmare, dacă lucrurile merg bine și vremea nu ne încurcă prea tare, vom putea inaugura primul parc din orașul nostru în toamna acestui an. Superb, cu lucrurile alea minunate. Frunze, dacă lucrurile merg bine, atenție că sunt două idei. Vremea nu ne încurcă, asta am înțeles. Ok. Și dacă lucrurile merg bine, asta s-ar traduce prin faptul că dacă ăsta, constructorul și ăsta, se ține de treabă. Că dacă nu, lucrurile merg rău și facem altă licitație și facem parcul până 2034. Hai! De asemenea, tot săptămâna asta se lucrează la modernizarea străzilor din podul Cernichii, unde continuăm lucrările de betonare a drumului, mai spune domn primar, în cartierul Ghioșești. Membrii echipei IDPP lucrează în continuare în zona Moraru-Lascu, tot la betonarea străzii. Da, bine, el le și mulțumește în finalul ideii legate de parcul ăsta, primul parc construit în Comarnic. Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare. Știm că acest obiectiv este deosebit de necesar pentru Comarnic. Bun. Să facă ceva, nu știu, bine, n-are treabă primarul cu asta, dar să se umble la lege. Am vorbit și de autostrada aia cu Buzău, porțiunea aia. Da. Să nu-i mai lași pe ăștia să facă, să se apuce, să câștige o licitație, să se apuce de treabă, după aia altul face contestație, ăla nu-și vede de treabă și așa mai departe. Dă niște legi de-astea să bagă-i în pușcărie, ia-le toți banii și după aia o să dai de oameni serioși. Circuitul ăsta alambicat și traseul ăsta înțesat de birocrație are multe beneficii pentru unii. Da, dacă legile ar fi mult mai clare și dure, și mai dure, m-am avea de câștigat noi. Okay. Doar, și nu știu dacă ne permitem lucrul ăsta, să avem doar noi de câștigat, adică noi talpa, muritorii de rând. Da? Ne mai spune domn primar, totodată zilele acestea vom finaliza lucrările efectuate la terenul de fotbal al orașului Comarnic. Se schimbă treaba că au venit băieții. Da. Joacă în Liga Superioară. În Liga Prahova. După cum știți, echipa noastră a promovat la finele sezonului Liga Prahova, așa că o serie de lucrări de modernizare a terenului de fotbal erau mai mult decât necesare, astfel încât meciurile care încep în toamnă se poate disputa pe un teren aflat în bune condiții. Bravo, Comarnic. Da. Ok, frumos. Bine, zona aia, ai văzut când treceai și ajungeai la Comarnic cu trenul, te uitai din tren, vedeai tu muntele și așa, dar era o zonă în care spiritul tău ofta un pic așa, se simțea apăsat. Da. Era o zonă industrială. Deci clar, ce vedeai acolo... Comarnicul, da, a fost un oraș industrial. Na. Asta e, poate să schimbă și ceva pe partea asta. Da. Oarecum. Producătorii din Balta Doamnei vând roșiile cu 0,7 lei per kilogram, la piață sunt de 5 ori mai scumpe, scrie Observatorul PH, la nici 27 de kilometri de Ploiești.
Legumicultorii din Balta Doamnei își vând roșiile la doar 0,7 lei, 0,8 lei kilogramul. De ce atunci sunt roșiile românești atât de scumpe? Se întreabă cei de la Observatorul PH. În piețe și în supermarketuri prețul este de 3 până la 10 ori mai mare. Pentru că mulți dintre noi sunt dispuși să plătească. Pentru că dacă toți ar face ca mine, sau ca tine, sau ca mulți probabil de cei care ne urmăresc, lucrul n-ar mai sta așa. Păi n-ar mai sta așa, dar noi suntem mai puțini, pentru că acum mai mulți sunt aia care au bani și își permit și nu gândesc așa, cred, decât aia care nu au bani și își permit să fie radicali. Mai mulți sunt. A, da. Dar nu sunt radicali, e vorba de principiu. Da, nu poți cere pe un kilogram de roșii acum o lună, un kilogram de roșii era 20 de lei. Principiu, când ai bănuți, ce e principiu? Principiul nu mai, nu mai există și când ai bani. Dar păi când ai bani? Păi când ai bani, ce e principiu? Te încurcă să ai bani și să ai și principii. Păi dacă am bani, îmi permis să-i dau și două palme la care îmi cere. Eu așa că n-am bani, sunt sărac, nu-mi permis să-i dau două palme. Dar dacă aș avea bani, aș da și două palme la care vrea 20 de lei pe un kilogram de roșii. Băi, frate, sunteți nebuni. Cum să-ți dau două? Ce le-ai făcut? Așa, uite așa. Cum? Da. La, mă rog, la cireșe ce le faci? De, încă sunt 20 de lei. Trec pe lângă ei. Încă sunt 20 de lei. Nu, dar ei ce le fac ei de le vând cu 20 de lei? Nu știu, le scot viermi manual, habar n-am. Da, nu mai au viermi. Nu mai au, ai văzut că nu mai au? Cine și-a dat viermi? Da. Cred că la ce nu, mai bine ele... Păi nu, că nici viermi nu le mai mănâncă, că nu-s dulci, n-au niciun gust. Asta e. Aia, astea, acum am mai gustat și eu una de-aia. Am luat una de-aia, o babană de-aia. Inima de-aia de porumbel așa. De ce-o fi? De bou, de dinozaure. De, e mai bună decât cireașa pe care o găsești la 10 lei. Știi, e clar mai bună, dar sub nicio formă nu se apropie de cireașa aia care era cireașa. Și nu-i făceai nimic, decât o culegeai din copac. Da. Eventual o stropeai un pic să nu-ți o mănânce nu știu ce gângâni. Hai cu roșiile, da? Că mai avem un pic și trebuie să... Și facem, trebuie să mergem și cu sexul, să vedem cine face sex, cine nu. Pe exact, da. Și ce ne sfătuiește de la realitate. Da. În cel mai bun caz, prețul de la piață în Ploiești este undeva la 2,50, 2 lei, 50, 4 lei per kilogram, în condițiile în care producătorul vinde marfa de 3 ori mai ieftin. La supermarketuri, roșiile românești se vând cu prețuri cuprinse între 4,49 și 8,79, chiar și mai mult, stați liniștiți. Da. Da. Viceprimarul de la Balta Doamnei și aici pe mine mă sperie oarecum chestia asta, o să vedem de ce. Florin Silviu Păun susține că roșiile produse în solarele din comună se vând la preț de nimic și el vede cum să rezolve treaba asta. Prețurile la roșii sunt dezastruoase anul acesta. La Balta Doamnei roșiile se vând angro cu 0,7-0,8 lei per kilogram, iar castraveții cu 0,8 lei per kilogram. Da? Aici castraveți roșii 5-6 lei kilo, da. Piață. S-a ajuns la situația asta pentru că producătorii, pentru ca producătorii să nu arunce marfa. Deci marfa s-a făcut multă, da. Nu mai nu mai au voie să spună: "Doamne, nu s-a făcut, da, e scumpă." Da. Știi? Nu, marfa s-a făcut și acum tot ei sunt supărați. Și culmea, pe piață prețurile tot sunt mari, da, pentru câtă marfă e. Vezi că în cazul celor care se ocupă cu roșii, cu asta, aici vorbim de muncă. De muncă multă, 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 multă de tot, da? Să stai, gândește că afară sunt 40 de grade, stai în solar la unde probabil sunt 80, să mai și muncești, să le ciuculești, să le bibilești, să le copilești, să le culegi. E muncă multă, da? Uite, ce zice domn primar, în momentul în care un legumicultor culege zilnic din solarii 800, 1200 de kilograme zilnic, da. Se vede nevoie să vândă marfă la preț de frică, mic de frică să nu-i se strice. Corect. Da. Așa, da, și... Care e problema? Dar în primul rând nu eu l-am pus pe ăla să facă legumicultor și nu altceva, da? Și nu eu îl pun pe ăla să muncească. Asta e munca de și-a ales-o el, că aia poate atât știe să facă. Fiecare face ce știe, ce poate. Pentru că revânzătorul, mai spune domn primar, revânzătorul nu se duce să cumpere întreaga marfă, ci acesta cumpără doar 50 de kilograme, de exemplu. Revânzătorului nu-i se strică marfa pe tarabă. Acesta știe că zilnic vinde 50 de kilograme și cumpără doar 50 de kilograme. Ca să aibă pe tarabă marfă proaspătă. Da. Ca să aibă pe tarabă, ok. Pe când un legumicultor, pentru a ne întoarce la acesta, vinde zilnic doar 500 de kilograme dintr-un total de 1200 cât culege el. Iar restul așteaptă să vândă în altă zi și riscă să-i se strice marfa. Susține Florin Silviu Păun, viceprimarul comunei, care consideră că singura soluție ar fi realizarea unei asociații care să construiască un depozit frigorific pentru fructe și legume la Balta Doamnei. Ok, bun. Și construiește ăla, da? Nu ne mai grăbim, colegul, că lăsăm cine face sex, cine nu, cine aberația aia din realitatea, o lăsăm pe mâine, să ne râdem de ea mâine. Construiești solar, da? Da.
Și atunci țăranul nu-și mai vinde ieftin pe degeaba, cum zice el, 0,7 lei kilogramul marfa, da? Chiar dacă are multă marfă. Și o vinde mai scump. Da. E, dacă o vinde mai scump, tu, ca om care cumpără, nu dai mult mai mult, pentru că el ori o vinde mai scump revânzătorului, care că o ține acolo și nu mai are frica aia pe cârcă că îi se strică, ori poate să o vândă el direct. Da, bine. În cazul ăsta, tu ai avea de câștigat ca și consumator, ca și client. Dacă eu mă duc și iau direct de la poartă, de la om, cum e logic să fie prețul mult mai mic la poartă? Da. Ăla a luat din Solar Roșia, a pus-o pe în lighean la poartă și o vinde. Și normal că prețul e mult mai mic. Mi-o dă cu 2 lei dacă el o dădea cu 0,7 până acum. Da? Mi-o dă cu 2 lei. Și da, ține prețul ăsta constant pentru că are o ladă de aia frigorifică mare. Vorbim de comerțul angro, pentru că fii sigur, uite, na, curiozitatea asta neapărat de a mă duce până la Balta Doamnei. Dar eu fac pariu că în Balta Doamnei, la poartă, la Lighean, cum spui tu, prețul e același ca în Plăști. Păi aia nu-i corect. Asta da. E aiurea ce zice domn primar, știi? El vorbește despre lucrurile astea, evident, luând apărarea celor de acolo, că țăranii vând cu 0,7 lei, domnule, că e prea multă marfă. Dacă ții din Balta Doamnei, îmi dau mie 20-30 de kilograme de roșii cu 70 de bani kilogramul, acum mă duc, îmi ocupor bagajul, mă duc acasă și fac bani în sos de roșii. Dar așa fac eu, ceva. Da. Că, dar nu o să iei. Nu o să iei cu banii ăștia. Nu, eu le mănânc. Bine. 20 de kg mănânc. Da. Dar nu o să iei cu banii ăștia niciodată. Da, vorbim de comerț agro cu totul altă treabă. Dacă faci chestia asta, înseamnă că prețul va crește și nu-i corect. Care e scopul meu ca și... Mai țineți minte aprozarele? Să iau mai scump sau mai ieftin? Mai țineți minte aprozarele? Da, bine, nu, astea private. Că acum aprozarele private sunt o tonă. Ale statului. Da. Nu știu, într-un fel sau altul faceți, frate, într-un fel sau altul. Creați o instituție care să ocupe, nu știu, încercase Dragnea ceva la un moment dat, dar bine, el încerca pentru capital politic, că știa unde se duce, da, mă rog. Încercați să faceți la un fel. Uite, vine statul, colectează, ia zi, ba, decât... Ok. Uite, că 0,7 lei, da, îți dau un leu pe el. Ca să fie toată lumea mulțumită. Da, și tot nu-i mulțumit. Tot nu-i mulțumit? Tot nu-i mulțumit. Ți le confisc atunci, nu știu, glumesc. Nu, ți le dă, uite, îți dau un leu 50 și le vând în aprozare de stat cu 2 lei. Cu 2 lei. Păi, hei, rup, muncă în zadar. Da, nu știu, facem la un fel, adică soluții dacă s-ar găsi. Statul, din păcate, care se pricepe și el la hoții, nu cred că face muncă benevol. Nu la modul ăsta. O variantă ar fi să se facă o asociație de ce domn primar și să fie construit un depozit frigorific pentru fructe și legume, astfel încât să nu se strice marfa, chiar dacă nu este vândută câteva zile la rând. Corect. Da. Din punctul meu de vedere, ar fi cea mai bună variantă. Toată marfa care se recoltează să meargă la depozit. În felul acesta s-ar crea un gol pe piață, iar marfa nu s-ar mai vinde atât de ieftin. Din păcate, avem niște lacune legislative. Și e bine pentru tine, ce zici, domn primar, și ai tăi acolo. Dar pentru mine, client, cumpărător, ce fac eu? Domnului primar că... Eu mă bucur, aplaud acum că o să cumpăr roșia mai scump. Domn primar, cred că știe foarte sigur că astfel de lucruri au existat în România, dar ne-am pus cu toporul pe ele, că a venit democrația și vrem pământ. Ce APU-uri? Ce APU-uri aveau și astfel de lucruri, da? Lasă, CAP-ul e una dintre cele mai mari aberații ale omenirii. E aberație, dar putea fi reconfigurat. N-aveau nimic. Era o aberație, o hoție pe fața statului bolșevic. Asta era. Atât. Era hoție. CAP-ul ăla, aberație cum era el, așa că sunt de acord cu tine, putea fi reconfigurat într-o asociație. Să fie reconfigurat CAP-ul, pentru că din start ideea lui a fost pornit greșită. Deci el a pornit ca o idee greșită. CAP-ul nu există pe lume, n-are cum să existe dacă vrei să fie ceva corect. Nu poți să iei munca, pământul omului să o iei tu, că vrei tu așa. Că așa vreau bolșevicii. Deci din start ideea e greșită. Fă alt sistem. Păi asta zic. Alt sistem, nu CAP. Da, puteau fi reconfigurate, puteau fi reconfigurate ele ca instituții în sine în asociații. Păi, n-ai cum să le reconfigurezi pe alea când alea au luat pământul omului. Ce-ți reconfigurezi că nu ți-au furat pământul? Nu, mă refer la CAP-urile care aveau depozite, aveau sere, aveau solarii. Pe alea le-am dărâmat. Alea erau făcute pentru că au furat pământul oamenilor. Că m-am avut dragi pe noi și în loc să sisteme de irigații, în loc să le menținem, să le păstrăm, am zis, doamne, avem pământ acum. Ideea e că n-ai cum să faci ceva din ceva care nu există. CAP-ul ăla nu exista dacă nu fura de la oameni. Deci ce să reconfigurezi? Faci alt sistem, dar fără să furi de la oameni.
Ceea ce e mai greu. Sistem fără să fur de la oameni. Păi da, e mai greu așa. Ce sistem vrei tu să faci fără să fur de la oameni? Ok. Sex pe caniculă, cine trebuie să-l evite și cine poate apela la trupul? Noi l-am evitat ăsta. Pentru mâine. Vedem mâine ce se întâmplă. Suntem Banu și Pali de aici din trenul de noapte de la RNTV. Bye, bye. Bye, bye.